Universul prichindeilor va fi numele noii creșe care va funcționa începând din toamnă în spatele școlii generale numărul 1, cunoscută sub acest nume de către locuitorii municipiului Reghin. Primăria municipiului Reghin, prin Maria Precup, a semnat joi 25 februarie contractul de lucrări pentru proiectul înființarea unui centru de educație și îngrijire a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani. Valoarea totală a investițiilor este de 1.515.000 de lei, fonduri norvegiene, mai exact mecanismul financiar SEAR. Termenul de execuție este de 3 luni, începând cu aprilie 2016. Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului în euro este de 330.993 de euro, contribuția primăriei Reghin fiind de 2% din valoarea proiectului. Noua creșă, cu o capacitate de 25 de locuri, va funcționa în incinta, cum spuneam, fostei școli generale numărul 1 din Sada Mihai Viteazu. Printre facilitățile proiectului se numără asigurarea cheltuielilor cu personalul creșei, precum și a hranei, pentru o perioadă de un an de zile. Este foarte important această perioadă de grație, să-i spunem, de un an de zile, în care cheltuielile vor fi susținute prin acest proiect. Orașul se dezvoltă, municipiul se dezvoltă, crește numărul de copii, care este o veste îmbucurătoare. Demografic trebuie să urcăm și această creșă va veni în întâmpinarea nevoilor părinților cu copii cuprinși între 0 și 3 ani. Pentru Dar Reghin TV, Ovidiu Ilisan și Gal Botond.